s-a pus o pânză albă și pânza asta a început să se topească și să intre prin fisuri, erau niște fisuri care se vedeau, și să le închidă. Domnul Sucar vrea să pleacă în sfaturile și să-și facă lucrarea. Domnul ne cere să nu dăm înapoi și să nu deznădăjduim, să nu privim în jurul nostru, să vedem de servicii și alea, pentru că Dumnezeu are planurile Lui și ca omul să fie să rămână statornic, în modurile pe care le-am luat. Și ca Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune tuturor, să fim una înaintea Domnului. Totuși pentru tine, frate Alexandru, spunea Domnul, pentru că nu te-ai pripit și n-ai luat unele hotărâri în gravă. Pentru că nu te-ai apucat să... Chiar am văzut că ți s-a întins o mână așa și nu te-ai grăbit să întinzi mâna, să dai mâna asta. Nu știu, e vorba de o lucrare. Și ai cercetat lucrurile și vrei să cercetezi lucrurile, pentru că ai spus că nu vrei să mai greși și să se ajungă mai rău decât este. Domnul va lucra. Da. Dacă vei sta în ascultare, dacă vei lăsa pe Dumnezeu și vei pune toate lucrurile în mâna Lui, Dumnezeu va da biruință și va da rezolvare. Am văzut și pe plan pământesc, Domnul, era chiar un drum, se curăța un drum și se pregătea să se deschidă o ușă. Sunt rugăciuni care se pun înaintea Domnului, se înalță, ai niște cauze înaintea Domnului, Dumnezeu va lucra, dar vrea ca tu să te păstrezi curat, adevărul să fie în inima ta și să poți să vorbești niște suflete. Vor spune multe vorbe, Domnul a spus așa, așa, că să asculți, să cercetezi, să chemi numele Domnului, că Domnul va vorbi și nu vei vorbi tu. Și vei ști ce să răspunzi. Și dacă vei face așa, nu vei da greși. Nu vei da greși în niciun fel. Cum să te întărească, să-ți dea putere. Mi-a arătat, spunea Domnul că v-am plecat și la de medic, v-am plecat din nou corpul tău, ca să nu vede, să strângi pe cei din jurul tău, din casa mea, să strângi în jurul altarului și să vă rugați că Dumnezeu va da povășire și va da